Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Deascălu-Bulina. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine m-a regăsit! PSD-ul a vorbit astăzi despre o dorință legată de alegeri, înființarea gărzilor patriotice pentru alegeri curate, ceva de genul ăsta. Da. Acum, eu sunt de acord că în România democrație nu mai există. Și o să fie din ce în ce mai rău din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere al democrației. Nu asta vorbită, asta care e existentă, e adevărată. La teorie stăm bine, dar la practică stăm foarte prost. Eu sunt de acord că actul democratic este extraordinar de perturbat din cauza directivelor, din cauza măsurilor și a gesturilor politice pe care le face Traian Băsescu. Deci, într-adevăr, domnul Băsescu este un dictator. Asta că e președinte democrat, nu, el este un dictator. Este un dictator într-o țară membra Uniunii Europene. Că dacă el era în Turkmenistan, era dictator. Aici e președinte dictator. Într-o țară din fosta Uniune Sovietică, acolo, cu Traian Băsescu în frunte, ar fi fost dictatură, nu ceau ei prin Extrem Orient, pe acolo, pe lângă China. Bun, deci eu sunt de acord cu lucrul ăsta. Însă, tu, într-o țară membra Uniunii Europene, să vii cu gărzi patriotice, dar nu suntem nici în Africa, nici în America Latină, dar nici în America Latină nu se mai întâmplă chestii între astea acum, este deplasat. Partidul Social Democrat are la îndemână alte pârghi și cu Partidul Național Liberal, pentru că cele două formațiuni politice formează USL, o alianță. Acele pârghi se numesc partidele lor din care fac parte, partidele europene. Au două mari familii, familia liberală și familia social-democrată, care se regăsesc și în Parlamentul European. Și acolo trebuie îmblat, la Parlamentul European, se fac presiuni și lobby și la ambasadele străine din România să se explice exact ce se întâmplă și astfel pot să procedeze. Nu cu gărzi patriotice și cine vine să facă parte din gărzile patriotice. Ca să vină niște oameni, să vină ei de bună voie și nesiliți de nimeni, voluntari, cei să care stea, s-au să supravegheze. Da, de guvernarea PDL, spun. Nu, dar nu s-a săturat nimeni, că dacă se sătura e și al lumea stradă, dar nu s-a săturat. Noi, acest popor este învățat să stea sub papuc, pentru că noi întotdeauna am fost cotropiți. Noi am fost niște slugi. De-a lungul istoriei, noi am fost niște slugi. Și cu pauze de o zi, două, știi? Când se săturau turcii să ne bată și cu tătarii să ne ia femeile și copiii, când se săturau ei să plictiseau, aveam pauză, două zile de slugi. După aia au venit greci, fanarioții, au venit ruși. Cine a vrut în țara asta a venit și ne-a făcut slugi. A venit cine a vrut și a făcut cine a absolut. Și noi, la noi nu se pune problema. Și asta cu ce s-a întâmplat în decembrie 89, acolo s-a lucrat cu serviciile străine, cu serviciile secrete străine, că rădeau. Lumea râdea că a spus Ceaușescu cu agenturile străine. Nu, s-a lucrat cu serviciile secrete străine pentru că Europa de vest trebuia să aibă o piață de desfacere în Europa de est. Dar nu crezi că s-a făcut revoluție în România și că a căzut zidul Berlinului de dragul Adrianei Dascălu sau mamei tale sau lui maică-mea sau lui taică-mea, Dumnezeu să-l ierte. Nu, pentru că niște băieți aveau de băgat niște produse și era nevoie de o piață de desfacere cu niște fraieri. Despre asta este vorba. Pe scurt, simplu, da. Vorbim, da? Și nu iese nimeni da. În stradă, vezi de treabă. Și ca au să-ți... Fost, dacă n-au fost motive în ultima vreme să iasă lumea în stradă... Au tot fost, dar nu se vine cu gărzi patriotice, astea ies niște copii și se joacă, nu știu, de hoții și vardiștii. Și dacă s-ar face astfel de gărzi patriotice, ce s-ar întâmpla? S-ar întâmpla următorul lucru. Că s-ar bate român cu români, ăia de-ai PDL-ului care și-au luat sacoșele și banii și s-ar bate cu ăștia de-ai PSD-ului și s-ar bate în fața secțiilor de votare. Asta s-ar întâmpla, știi? Și poliția ori n-ar interveni, ori ar intra de partea PDL-ului, că poliția este subordonată politic, deci să fie foarte clar, toate instituțiile sunt subordonate politic. Nu se va întâmpla nimic bun din punct de vedere. Și apoi lucrul ăsta nu se va putea produce în România, să se facă gărzi patriotice, pentru că n-are cine să vină la ele. Ca să se formeze astfel de trupe de luptători pasivi care să stea să uite la urne și să nu se fure voturi, îți trebuie niște lideri după care să te iei. De exemplu, în 2004, atunci când apărea Traian Băsescu, lumea sătură de aroganța lui Adrian Năstase, Traian Băsescu știa, are un magnetism, omul ăsta este creat, că îl înghiți, că nu îl înghiți, trebuie să-i... El are niște calități născute.
El este un lider politic născut, nu făcut. Are magnetismul ăla care atrage și Traian Băsescu, dacă se pune și acum undeva în stradă și spune oștenii mei veniți după mine, tot se adună niște oameni după el să-l urmeze. Că însă... se dă cu capul de copac, că se aruncă în fântână, sunt câțiva care se meargă după el. Apoi la Suceava aici, Gheorghe Flutur, care și el e luptător. Când a ieșit din cort în campania în 2008, sunt niște oameni care se duc după el. Pelerini, cum se duce el? Sau ce face el? Sunt niște oameni care se duc după el. Dar după cine vrei, mă, să meargă lumea? După Victor Ponta, dacă nu-l urmează nimeni. Ca să... Trebuie să ai un magnetism, să atragi oamenii după tine, să... trebuie să ai o carismă din asta. Și să meargă cineva după Alexandru Băișanu. Du-te, tu ieși pentru Alexandru Băișanu în stradă? Să ies eu în stradă pentru Alexandru Băișanu ca să ce? Să vină el să se pună prefect? Sau pentru ce să ies în stradă? Să plece Sorin Popescu, să vină Alexandru Băișanu. Să plece Gheorghe Flutur, să vină Cătălin Nechifor. Și eu, pentru ce să ies în stradă? Ca să-i pun pe ei în funcție. Și, nu-ți iese nimic până și stă Sandu Băișanu, face o poziție pe terasă, bea cafele cu puterea, cu deputați de la PDL. De ce ies așa? Și eu să ies în stradă pentru Alexandru Băișanu. Asta e tupeu maxim. Asta sunt niște prostii spuse într-o conferință de presă. Nu a fost și simplu aruncate așa niște idei. Dar nu o să vină, mă, nicio gardă patriotică, niște prostii spuse. Ăștia habar n-au să facă politică, pe cuvântul meu de onoare. Sunt foarte slabă, foarte slabă. Și se ei servesc, ei dau, pentru că ăștia la putere lucrează cu materialul clientului. Dacă spui atâtea prostii pe zi, cum să nu facă mișto de tine? Mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!